Poliția face anchetă într-o comună din Olt după ce sâmbătă noaptea două mașini ale fostului candidat UNPR la primărie au fost incendiate. Angajații au deja suspecții pe care i-au văzut pe camerele de supraveghere montate în curtea celui care deține autoturismele. Incidentul s-a petrecut în localitatea Studinița din județul Olt, în timp ce fostul candidat UNPR se afla în casă împreună cu familia. Aceștia au auzit o bubuitură și când au ieșit afară, au observat cele două mașini cuprinse de flăcări. Au încercat să stingă incendiul cu ajutorul instinctoarelor. Din fericire, au sesizat repede incendiul, astfel încât flăcările nu au apucat să facă pagube însemnate. Întregul incident a fost înregistrat de camerele de supraveghere, iar acum poliția a început o anchetă.